Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vreau să vorbim despre sexualitate, energia sexuală și semnele zodiacale, un subiect cerut dintre unii dintre voi. O să încep cu cele mai puternice zodii, care sunt în număr de 4, cu energie sexuală extrem de ridicată, dusă spre performanță, ca să spun așa. Trebuie să știți că nu mereu această energie sexuală este foarte binevenită și binecuvântată pentru acești nativi. Și apoi vă înveselesc puțin cu picanterii despre vedetele de la Hollywood și scenele reale de amor din filme. Însă nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube printr-un simplu click pe butonul roșu din dreapta jos a ecranului. Acum să vedem ce legătură este între astrologie și sexualitate, sau mai bine zis, de ce un semn zodiacal este cu energie sexuală mai mare decât altul. Cele mai puternice semne zodiacale la acest capitol sunt Berbecii, Gemenii, Leul și Scorpionul, dar nu toți nativi din aceste zodii, ci doar anumite părți, anumite grade din harta astrală. Asta ca să știe fiecare cum se orientează. Dar de ce, o să mă întrebați? Și o să vă explic la nivel de profunzime. De ce? Nu la nivel superficial bazat pe calitățile fiecărui semn aminti mai devreme. Adică nu ne interesează faptul că berbectul este activ și bătăios, sau leu vrea să procreeze, sau scorpionul este prin natura sa un semnal sexualității. Nu! O să vă arăt alte explicații bazate pe argumente mult mai adânci. Mai exact, vă dau explicația științifică a astrologiei în acest domeniu. Singura explicație a sexualității semnelor zodiacale se găsește în constelația Nakshatra, formată din 28 de corpuri cerești dispuse pe orbita lunar și care formează constelațiile lunare sau casele lunare ale unui zodiac. Adică, pe scurt, ne interesează unde pică luna ca și grad pe casa fiecăruia. Se spune că aceste constelații lunare sunt casele zeilor, sau ale puterilor cosmice. Dar ele pot exercita forțe divine pozitive, dar și negative. În baza acestora s-a făcut primul calendar lunar al lumii. Fiecare nakshatra are o putere particulară, care este puterea zeităților care o patronează și este asociată cu o anumită planetă și cu un anumit grup de stele. Poziția lor poate determina bolile de care poate suferi o persoană, o zodie, într-o viață, cu mare acuratețe și voi face pe viitor un material special despre asta. Dar să nu intrăm în prea multe detalii ca să nu vă plictisesc. Cum spuneam, doar după această constelație se verifică sexualitatea zodilor. Sau, ca să fiu mai exactă, după anumite grade din aceasta se face calculul. Să începem cu cu dragii mei, prima zodie din horoscop. Semnul vieții și al reproducerii. Pe anumite grade, mai precis pe cele de sfârșit, intră în casa berbecului una din cele 29 de constelații ale Nakshatra, numită Ashvini, care se spune că este guvernată de doctorii zeilor. Aceasta este cea care dă nativilor berbec din ultima decadă această energie sexuală superioară. Cum îi recunoaștem pe acești nativi? Simplu sunt plini de vitalitate, cu inițiativă. Sunt cei rapizi în acțiuni. Nu se pierd în amănunte și acționează după impuls. Au carismă și sunt foarte aventuroși. Sunt, spre exemplu, cei care fac sport și cei care se cocoță pe munte până la peste 80 de ani fără niciun fel de problemă. Sunt cei cu mult simț al umorului și cu multă plăcere de a se îmbrăca la modă. Al doilea semn este cel al gemenilor și aici vorbim doar despre cei din prima decadă, cei cu constelația numită Mrigașira pe casa lor. Această parte de constelație este tradusă ca și cuvânt drept cap de cerb și are în atribuții senzualitatea, simțul de aventură și nerăbdare. Aici se lăsuiște zeul minții, numit Soma, care aduce legumele, fructele, hrana sănătoasă în general. Cum îi recunoașteți? Sunt persoanele care au fost foarte bolnăvicioase în copilărie și acum. Sunt destul de oneste, dar nu trebuie să vă încredeți prea mult în sentimentele lor, deoarece îți vor frânge inima la prima ocazie. Sunt persoanele cu dublă personalitate, cu viață dublă. Sunt foarte intoleranți cu persoanele care au prejudecăți sau de modă veche. În general, aceste persoane sunt bine educate, bine poziționate financiar mai ales după 35 de ani, în general sunt businessmen și vor avea această perioadă de glorie în afacere până pe la 50 de ani. Pentru nativi leu, vorbim aici doar de nativii care au pe naxatra maga, la 5 grade, adică doar acea mică parte din întreaga gazodie leu care devine foarte puternică din punctul de vedere al sexualității. Vorbim mai mult de dorința de reproducere a leului pentru a-și menține linia de descendenți. Maga reprezintă disponibilitatea, măreția și puterea, fiind reprezentată simbolic de un tron regal. Bărbații din această categorie sunt în general mai scunzi, păroși și cu multă personalitate. Sunt persoane destul de religioase care sunt atente în comportament să nu rănească pe nimeni sufletește. Ei sunt empatici și iubitori ai artelor. Sunt în același timp cei atrași de partea materială a vieții și de obținerea de poziții înalte. Pentru Scorpion, care reprezintă casa opta secretelor a sexualității, vorbim de ramura Jiesta, adică doar partea de sfârșit a perioadei de scorpion, adică ultimele 30 de grade. Cum îi recunoașteți? Și ăștia vorbește despre cei virtuoși, în ceea ce fac sau în calitățile lor. Cei cu puțin prieteni sau mai deloc, cu excelente abilități analitice, foarte sobri și cu minte clară. Ei nu sunt în stare însă să păstreze secretele și sunt foarte temperamentali. Ei pleacă de acasă de mici pentru a-și desăvârși educația și le place să-și câștige traiul prin propriile metode. Oricum, vor schimba multe joburi până la 50 de ani și perioada cea mai agitată a lor este între 18 și 26 de ani. În general, acești nativi nu primez niciun fel de ajutor din partea părinților. Pot să spun că ei chiar nu sunt foarte plăcuți de rudele apropiate, deoarece nu le este aprobată independența și stilul de viață. Aici, la toate cele patru semne zodiacale, eu am vorbit de cel mai înalt nivel, cel special. Adică pe o scară de 1 la 10, vorbim de numărul 10. Sigur că mai există și alte nivele, dar doar de la 5 în jos. Și acum nu ne interesează aceste categorie, fiind persoane normale și comune. Acum, dacă vorbim despre intimitatea dintre persoane, cum se reportează fiecare la intimitate, cum se comportă la prima întâlnire de acest fel, dacă au răbdare să aștepte partenerul sau s-a râmpat de la prima întâlnire, ei sunt multe de spus. Atunci ne uităm la planeta Venus, la Marte și la Rahu sau Nodul Nord, de care eu v-am vorbit zilele trecute. Adică ne uităm unde sunt plasate acestea pe harta astrală a fiecăruia. Acum, ca să bărfim un pic și să vă deconectați, o să vă spun doar câteva secrete din lumea faimoasă a celebrităților, în legătura cu acest subiect. Mai exact, care sunt vedetele care au avut partide reale de amor în timpul filmărilor, deși puteau să accepte varianta simulării scenei respective. Însă ei au ales partea de fan, nu au simulat și au întreținut raporturi intime reale. Unii dintre ei motivează că pe timpul filmărilor a existat o adevărată chimie între ei și Inevitabilul s-a produs. Alții se scuză spunând că de dragul artei nimic nu este interzis. Iar alții spun că doar așa efectul regizoral este maxim. Informațiile sunt culese din revistele de specialitate, cărora nu le scapă nimic din viața celebrităților. Prima vedetă este Robert Pattison. Îl cunoaște din filmul Twilight. Revista Daily Mirror spune că Deși partenera sa de film nu recunoaște, în 2011 în film, actorul Robert Pattinson declară că el a avut cea mai spectaculoasă scenă erotică din viața sa și nu este rușine să recunoască asta. Apoi Sharon Stone, care a avut o partidă de sex real cu Michael Douglas în filmul Basic Instinct în 1992, și a șocat audiența la acea vreme care era foarte conservatoare. Ea are la activ multe filme cu scene reale de amor, cum ar fi scene din filmul Silver Movie sau cele din Specialistul cu Sylvester Stallone și nu se sfiește să le recunoască asta făcând parte din viața de actor, spune ea. Kim Bessinger în filmul Getaway cu actorul William Baldwin în 1994. Deși arta filmului, digitalizare și toate trucurile din industria filmului ar fi putut crea orice scenă din lumea asta în mod virtual, Kim Basinger a ales calea naturală a scenei și a reușit. Alec Baldwin și el celebrul în Hollywood, în cartea lui descrie toate scenele impetoase din filmele fostei sale soții Kim Basinger, de care s-a despărțit printr-un divorț foarte urât. Halle Berry, în filmul Monsters. O cunoașteți și din filmele cu James Bond sau Catwoman. Ea spune că scenele sunt fabuloase și rămân în istoria Hollywoodului. Ea povestește cum în timpul unui astfel de scene cu actorul Pierce Brosnan a rămas fără aer și i s-a făcut rău. Partenerul ei de scenă i-a aplicat metoda de resuscitare și așa a fost salvată. Mick Jagger, care este legenda formației Rolling Stones, a avut raporturi intime cu Anita Pellenberg, în 1968, în filmul Performance, adică a făcut amor exact cu iubita celui mai bun prieten al său. El spune că filmul este o combinație de cele mai relevicii ale omului, pe acest pământ, și un act de amor nici nu mai contează într-o astfel de ambianță emoțională de film și nici nu-i pare rău că și-a înșelat cel mai bun prieten. Al Pacino, în filmul Cruising, în anul 1980, film despre un criminal în serie. Povestea necenzurată din culisele filmului spune că directorul de film a tăiat cam 40 de minute din scenele sadomasochiste dintre două persoane gay, pentru a nu fi sancționat de ratingurile de specialitate. Al Pacino spune că nu s-a gândit niciodată că se va face cunoscut prin scenele sale de sex și spera să se facă prin talentul său. El mai declară că este interesat să povestească admiratorilor toate scenele care nu au putut fi difuzate sau micile situații comice ale acestui film, spunând că, fiind un film de persoane cu orientări sexuale speciale, au avut nevoie de un consultant în materie și este gata să ne dea detalii. Dragii mei, sper că v-a plăcut materialul, sper să vă deconecteze de problemele cotidiene și sper să vă abonați la canalul meu YouTube. Vă pup, vă doresc pace în suflet, alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.